găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru. Un bărbat bănuit de săvârșirea infracțiunii de corupere sexuală a minorului a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Brașov. Tânărul în vârstă de 27 de ani este din județul Brăila și este suspectat că în 2017 ar fi abordat pe o rețea de socializare o minoră în vârstă de 13 ani pe care ar fi obligat-o să îi trimită fotografii indecente. Bărbatul a fost prins de polițiști luni în urma unei percheziții domiciliare la locuința suspectului. Cu sprijinul lucrătorilor din cadrul IPJ Brăila, IPJ Iași și IPJ Vaslui, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Brașov au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară și un mandat de aducere, în urma căruia suspectul a fost condus la sediul Poliției Municipiului Brașov în vederea audierii. În urma probatoriului administrat, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de arest și reținere preventivă al IPJ Brașov. În acest caz, cercetările vor continua în cadrul unui dosar penal instrumentat sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Brașov, în vederea probării întregii activități infracționale și dispunerii măsurilor legale. Intervenție dificilă a pompierilor noaptea trecută la Săcele. Un incendiu puternic a cuprins o casă din municipiu. Mansarda locuinței a fost distrusă de flăcările uriașe. Focul a mistuit și o cameră de la etaj, precum și acoperișul unei magazii. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov și cei ai Serviciului Voluntar din Săcele s-au luptat cu flăcările timp de mai bine de 3 ore. Au ars peste 200 de metri pătrați. Ne-am deplasat la fața locului cu 3 autospeciale cu apă și spumă, 2 autoscări și un echipaj smurd. În sprijinul nostru a intervenit și un echipaj cu apă și spumă de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Săcele. 3 autoturisme parcate în garaje de la parterul construcției au fost scoase înainte ca acestea să fie cuprinse de flăcări. S-a localizat incendiul înainte ca acesta să se extindă la casele situate în imediata apropiere. Cauza probabilă a incendiului ar fi, potrivit autorităților, un scurt circuit la instalația electrică. În municipiul Brașov vor exista mai multe treceri pentru pietoni iluminate. Municipalitatea va continua programul demarat în anii anteriori, prin care își propune să amplaseze sisteme de iluminare și semnalizare suplimentară a zebrelor din oraș. Modificările se vor face în zonele intens circulate, unde nu există semafoare. Astfel de sisteme de semnalizare și de iluminare există în zona unei treceri pentru pietoni situate pe bulevardul Saturn. Pietonii spun că modificările care se vor face și în alte zone cu zebre din oraș sunt benefice atât pentru ei cât și pentru conducătorii auto. Ar fi o chestie foarte bună și pentru pietoni și pentru șoferi. S-ar evita accidentele și câte și mai câte, deci beneficii la greu. General, trebuie și pietonii să fie vigilenți, indiferent cum rămân, că măsuri nu se iau doar de în gură, dar și acum, dacă nu se fac astea, și pietonul trebuie să se implice în trafic. Dacă e mai iluminată trecerea de pieton, normal că vor fi mai atenți pentru că se apropie un loc luminat. Nu, dar uneori sunt unii șoferi care nu le pasă. Nu le pasă, depinde de om. Primăria Brașov va introduce sisteme de semnalizare și de iluminare în aproape toate zonele în care sunt treceri pentru pietoni nesemaforizate. Sunt câteva străzi, cum este Calea București, unde deja am instalat acest sistem și vom continua pe toată lungimea străzii, acolo unde nu avem intersecții semaforizate, mai avem Iorga, Hărmanului, deci încercăm să acoperim ca în toate trecerile de pietoni intens circulate, acolo unde nu avem sistem de semaforizare pentru pietoni. Modificările vor începe în data de 15 martie și se vor încheia la sfârșitul acestui an.
Acum puteți deveni participanți direcți ai programului actual de guvernare. Dacă sunteți curioși să aflați despre investițiile din județ și nu numai, sunteți doar la un clic distanță. Deputații de Brașov au lansat site-ul guvernarepsd.ro, iar aici toți cetățenii pot vedea la maniera cea mai corectă care este stadiul de îndeplinire al programului. Aici puteți accesa o hartă interactivă a României cu listă de investiții finanțate de guvern prin Programul Național de Dezvoltare Locală 1 și 2, dar și prin Compania Națională de Investiții. Accesând site-ul de guvernare psd.ro, puteți afla date exacte referitoare la bugetul de stat pentru investiții din diverse localități ale județului nostru, dar și din celelalte județe. Programul Național de Dezvoltare Locală este principalul instrument de finanțare pentru orașe mici și este o inițiativă folosită de toate autoritățile locale de toate culorile politice. Urmează apoi ca pondere, ca sumă de bani, investițiile în rețele de canalizare, apoi alimentări cu apă, apoi investițiile în ceea ce înseamnă școli, grădinițe, creșe, diverse tipuri de lucrări, extinderi, modernizări, după care proiecte și sume mai mici pe zona de iluminat public, dispensare, cămine culturale, sedii de instituții publice sau remize de pompieri. Proiectele de investiții din județul Brașov au aproape 888 de milioane de lei în total. Toate aceste informații pot fi văzute transparent pe instrumentul pe care PSD îl pune la dispoziție, guvernarepsd.ro. Acolo se găsește și o hartă interactivă a României, unde clic județul Brașov și se pot vedea proiectele în fiecare localitate, stadiul, suma alocată. Orice cetățean care vrea să știe dacă în localitatea lui s-a întâmplat ceva cu fonduri de la Guvernul României, poate să verifice această informație pe acest site. O importantă categorie de investiții care atrage finanțare este cea a drumurilor finanțate în zona de drumuri comunale, străzi, drumuri județene, poduri, suma totală contractată fiind de 360 de milioane de lei în județul Brașov. În școlile din România, fenomenul cunoscut sub numele de bullying crește alarmant de la o zi la alta. Bullying-ul reprezintă un fenomen de hărțuire sau de tachinare, cu scopul de a umili persoana din fața ta. Este o acțiune repetitivă care poate aduce victimei răni emoționale și duce la scăderea încrederii în propria persoană, dar și în oamenii de lângă ea. Psihologii atrag atenția că acest fenomen poate avea repercursiuni tragice în viața oricărui copil. Țara noastră ocupă un loc fruntaș în privința hărțuirii în școli. Primele semne ale bullying-ului nu trebuie ignorate nici de către părinți, nici de cadrele didactice. Este uimitor cât de des vin în cabinet părinți cu copii care sunt agresați psihologic în școală. Ce înseamnă asta? Înseamnă că li se dau tot felul de apelative. Dacă mă îmbrac un pic diferit, dacă sunt un pic mai grăsut sau prea slab, dacă nu am abilități sociale și sunt bine, sau dacă sunt un pic mai timid în general, copiii mi se adresează jignitor, umilitor, ajungem până în punctul în care sunt terorizați unii de ceilalți, refuză să meargă la școală și noi ca părinți nu înțelegem de unde vine întregul fenomen. Specialiștii sunt de părere că ar fi binevenită derularea unor programe educaționale în unitățile de învățământ care să-i ghideze pe elevi spre o comunicare eficientă și construirea unor relații colegiale pozitive. Să nu rămânem nepăsători, indiferent dacă suntem copii care văd, care trăiesc asta, dacă suntem părinți, dacă suntem educatori, dacă suntem orice, să nu rămânem nepăsători nici dacă vedem un copil care este agresat, nici un copil care agresează. Pentru că nici cel care joacă rolul de victimă și nici cel care joacă rolul de călău, cum ar veni, de agresor, niciunul dintre ei nu se simte bine în momentele respective și se pot face lucruri astfel încât să evităm conflictele, să evităm zonele astea în care unul dintre cei doi cu siguranță pleacă umilit, rușinat și neîndreptățit. Potrivit unor studii, în lume, aproape 250 de milioane de copii sunt anual victime ale bullying-ului. Vocea de aur a FM-ului brașovean, Corneli Kim, a revenit la radio. El a fost întâmpinat cu mare bucurie de fanii Super FM, care i-au salutat revenirea cu sute de mesaje, cu flori, cu tort și cu șampanie. După o absență de 3 ani, Corneli Kim s-a întors acasă. Deși este printre pionierii radioului brașovean, Corneli Kim a început să lucreze la Radio 1 în urmă cu 26 de ani. Apoi a lucrat la Radio Brașov, Radio Special și Super FM. Ne-a mărturisit că are emoții. E un sentiment, faci că aș fi fost plecat în străinătate și m-am întors acasă. E ceva de genul acela. Emoții sunt, pentru că e normal, sunt în cele din urmă și eu tot om. Și oricum e un pas înainte, mă bucur din suflet pentru că s-a întâmplat acest lucru. Sunt convins, sunt mulți care au așteptat acest moment. S-a văzut? S-a văzut, s-a și văzut chiar și
Sper să fiu din nou la înălțime. Numeroșii lui fani au salutat cu sute de mesaje revenirea în undă, dar și cu tort, flori și șampanie. Vrem să îi mulțumim din suflet că ne-a îndeplinit dorința și speranța, uitați că n-am niciodată și nici nu moare, și îi dorim tot binele și să fie de bun augur această venire, revenire. Și mulți, mulți ani de Dumnezeu să fim împreună. Bun, ne-am dorit din tot sufletul să revină domnul Cornel și suntem prima zi alături de dânsul. Melomanii brașoveni sunt invitați de reprezentanții filarmonicii joi 7 martie la un concert simfonic extraordinar. Invitat special este cunoscutul dirijor Gheorghe Costin, care a pregătit lucrări deosebite. Biletele se pot achiziționa de la Sala Patria până în ziua concertului inclusiv. Melomanii au șansa de a asculta un concert dirijat de maestrul Gheorghe Costin, în care solist este un binecunoscut pianist din Brașov. Programele mi le fac în funcție de soliști și cum solistul concertului din joi, 7 martie, este Horia Mihail. El a propus concertul 1, numărul 1, un concert mai rar cântat, concertul 1 de Rachmaninov. Am încercat să cuprind în partea întâi Glinka, uvertura la opera Ruslan și Ludmila, și în partea a doua, după pauză, fragmente din suitele 1 și 2 Prokofiev, Romeo și Julieta. Suntem aproape de 8 martie și iată două cupluri celebre, Ruslan și Ludmila și Romeo și Julia. Un program deosebit, un mărțișor muzical oferit în dar melomanilor brașoveni, dar mai ales doamnelor și domnișoarelor care vor fi prezente în sala de concert. Prin urmare, îi așteptăm cu mare drag și ne bucurăm că sunt alături de noi. Iar acum în jurnal vin ultimele informații din sportul brașovean. ACSR Brașov a remizat în deplasare scor 2-2 la FC Pucioasa în prima etapă din returul Ligii a III-a. Tinerii galben-negri au condus cu 2-0 după ce Carlo Danciu a deschis scorul, iar Horia Popa l-a majorat din penalti. Gazdele au redus însă din diferență până la pauză, iar cu 12 minute înainte de final au reușit să egaleze. Stegarii au obținut un punct important, mai ales pentru moralul băieților antrenați de Florin Stângă, una dintre cele mai tinere formații ale Ligii a III-a. În urma acestui rezultat, ACSR Brașov a rămas pe locul 4 în seria a III-a cu 30 de puncte. În ceea ce le privește pe celelalte două echipe brașovene din seria a 5-a a Ligii a III-a, rezultatele obținute nu au fost bune. Ei au debutat cu Stângul în sezonul de primăvară, ambele formații pierzând meciurile pe care le-au disputat în etapa a 16-a. Sâmbătă, AFC Hărman a fost învinsă pe teren propriu cu scorul de 0-1 de Sănătatea Cluj, rezultat în urma căruia trupa lui Daniel Bona se află pe locul 11 în clasament cu 15 puncte. Duminică, Olimpic Tatărâșnov a pierdut la rândul său scor 0-3 la AFK Miercurea Ciuc, formație care a fost recent eliminată de CS Universitatea Craiova din sferturile de finală ale Cupei României. Cu 26 de puncte, râșnovenii lui Florin Dârvăreanu ocupă locul 7 în ierarhia seriei. Corona Sportul studențesc s-a impus pe teren propriu în weekendul de mărțișor în fața formației Rapid București, în dubla contând pentru etapa a 14-a a Superligii Naționale. Brașovenii au avut câștig de cauză în ambele confruntări. Vineri 1 martie, elevii lui Aurelian Georgescu s-au impus cu scorul de 16-3, iar sâmbătă au câștigat la fel de categoric scor 14-5. Cei mai buni marcatori ai echipei de la Poalele Tâmpei au fost în dubla din weekend Georgescu și Ianc, cu câte 6 goluri reușite fiecare, Vlăsceanu cu 5 goluri, Oanță și Balachirev, care au înscris de câte 4 ori. Acum Corona Sportul studențesc se află pe prima poziție a clasamentului cu 67 de puncte, urmată de CSA Steaua, care a acumulat 64 de puncte. Echipa din capitală are însă doar 23 de meciuri jucate, față de cele 26 ale brașovenilor. La știrile mixte vă este acum vremea pentru vreme.
La Brașov, în următoarele 24 de ore, vom avea parte de vreme înorată. Minimele nopții vor coborâ până la pragul de minus 1 grad Celsius. Maxima termică a zilei de mâine va ajunge până la 5 grade Celsius, iar pe parcursul zilei sunt așteptate averse izolate de ploaie. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. Rămâneți în continuare alături de programele noastre. Sunt Anelia Pescaru, pe curând, toate cele bune!